Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu mă cunoașteți, numele meu este Imad. And I'm here with my brother Nader, we're from Australia. Aici, am venit aici împreună cu fratele Nader, venim din Australia. And it's a privilege to be with you and fellowship with you. Pentru noi este un privilegiu să fim împreună cu dumneavoastră și să avem o părtășie împreună. Now, before I begin, I want to tell you a little story that happened to me on the way here. Înainte de a începe studiul din această dimineață, aș vrea să vă împărtășesc o mică experiență pe care am avut-o pe drum către acest loc. And the moral of the story is be careful what you wish for. Iar morala acestei experiențe este aveți grijă ce vă doriți. You see, before I came here, I was in Croatia. Înainte de a veni aici, am fost în Croația. And I caught a ferry to catch a bus to go to the airport. Și a trebuit să călătoresc cu un feribot ca să prind un autobuz care să mă ducă la aeroport. And the ferry arrived around 2:15. Iar feribotul a ajuns la 2:15. And the bus was going to leave, I found out, at 3:00 to go to the airport. Și am înțeles că autobuzul urma să plece la ora 3 spre aeroport. The bus distance would have had to travel for about 40-50 minutes to get to the airport. Iar cu autobuzul ar trebuia să călătoresc aproximativ 40-45 de minute până la aeroport. And my flight was at 5. Iar zborul meu era la ora 5. So that would not have left me enough time. Așa că eram cam strâns cu timpul. But anyway, there's not much I can do, so I booked the ticket. Dar nu aveam o altă alternativă, așa că am cumpărat biletul. And I went to the bus driver. Și am mers la șoferul autobuzului. And I asked him again, I said, what time are you leaving? Și l-am întrebat din nou, la ce oră plecăm? He said at 3:00. Iar el a zis la 3. He said, great, can I check my bag? Can I put my bag in the bus? Și atunci am spus, bun, e foarte bine, pot să-mi pun acum bagajul în autobuz. He said, yes, so I put my bag there. Și el a spus, da, așa că mi-am pus bagajul. And I still had half an hour. Și am așteptat o jumătate de oră. Now in the meantime I'm hoping, I'm wishing that the bus would leave early. Și mă tot gândeam în tot timpul acesta și speram că autobuzul o să plece puțin mai devreme poate. So I can have more time to be able to check in, go to the airport and so forth. În așa fel încât să am suficient timp să ajung la aeroport și să trec prin toată procedura. But what I did is I thought I have half an hour, I might as well go and buy something. Și dar m-am gândit că oricum mai am o jumătate de oră, așa că pot să mă duc să cumpăr ceva. So I left my bag in the bus and I went to buy something. Așa că mi-am lăsat bagajul în autobuz și m-am dus să cumpăr ceva. And by the time I found what I wanted, și atunci când am găsit ceea ce vroiam să cumpăr, I looked at the time, it was 2:15, so 15 minutes. Așa că atunci m-am uitat la ceas și am văzut că era 3:15, deci mai aveam 15 minute. So I went quickly back to the bus stop. Așa că m-am grăbit înapoi la stația de autobuz. So I can be there early and you know sit in the bus and rest of it. Ca să fiu acolo la timp, să mă așez în autobuz și tot să fie în regulă. But to my surprise, I don't find the bus. Dar spre uimirea mea, autobuzul nu mai era acolo. I look and I see the bus gone. Și când m-am uitat, am văzut cum autobuzul tocmai pleca. And my bag is on the bus. Iar bagajul meu este acolo. I ended up catching a taxi and chasing the bus. În final, a trebuit să iau un taxi și să urmărim autobuzul. And thankfully, I arrived at the airport. Și din fericire am ajuns la aeroport. As the bus driver was getting back in the bus to leave. La momentul la care șoferul autobuzului se urca în autobuz ca să plece. So I managed to get my bag. Așa că am reușit să îmi recuperez bagajul. But that got me thinking. Dar această experiență m-a pus pe gânduri. How often do we wish for things and pray for things? Cât de des ni se întâmplă să ne dorim anumite lucruri și să ne rugăm pentru anumite lucruri? But we don't really expect them to happen. Dar în realitate nu ne așteptăm ca acele lucruri să se întâmple. I was hoping that the bus would leave early. Eu speram ca autobuzul să plece mai devreme. But I did not expect it to leave early. Dar de fapt nu m-am așteptat să plece mai devreme. Have you ever prayed for something? V-ați rugat vreodată pentru ceva? And did not actually act as if the prayer will be answered. Și după ce v-ați rugat, nu ați acționat ca și când v-ați fi așteptat să primiți răspuns la acea rugăciune.
I think that's a problem that us as Christians have today. Cred că aceasta este una dintre problemele pe care noi ca și creștini le avem astăzi. In 2003 when I first became a Christian, în 2003 când am devenit creștin, I started reading the Bible. Am început să citesc Biblia. And I came across this verse in Mark chapter 16. Și am ajuns la acest verset în Marcu 16, verse 17 and 18. Versetele 17 și 18. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, deci vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. I mean, the natural question that came to my mind, întrebarea firească care mi-a venit în minte, is where are these signs and wonders? A fost unde sunt toate aceste semne și minuni? I mean, I believe. Eu cred. Jesus said these signs and wonders shall follow them that believe. Iar Iisus a spus că aceste semne îi vor însoți pe cei ce vor crede. I believe, you believe. Eu cred, voi credeți. Where are the signs? Unde sunt semnele? Where are the wonders? Unde sunt minunile? Where is the problem? Unde este problema? I have agonized over this question for many years. Această întrebare m-a frământat mulți ani. And I've asked many people, spoken to many people about it. Și am vorbit despre acest lucru cu multe persoane. But I've never really received a satisfying answer. Dar niciodată nu am primit un răspuns mulțumitor. Most people will want to water down this promise. Multe persoane vor mai degrabă să interpreteze altfel această promisiune. What I want us to do this morning is examine a story in the Bible. Ceea ce aș dori să facem în această dimineață este să cercetăm o istorie din Biblie that might give us the key, care ar putea să ne ofere cheia, to understand why these things aren't happening. Are not happening. Pentru a înțelege care este motivul pentru care aceste lucruri nu se întâmplă. The story presents us with three types of people. În această istorie descoperim trei categorii de oameni. It begins by telling us that a man by the name of Lazarus was sick. Începe prin a ne spune că un anumit Lazar era bolnav. And his sisters Mary and Martha, iar sororile lui Maria și Marta, sends a message to Jesus. Trimit un mesaj la Isus. To tell him, hey, the one whom you love is sick. Mesaj care spunea Isus, cel pe care tu îl iubești este bolnav. They don't even ask Jesus to come. Ele nici măcar nu îl roagă pe Isus să vină. They expected Jesus to come. Și ele se așteaptă ca Isus să vină. Because they knew that Jesus loved Lazar. Pentru că ele știau că Isus îl iubea pe Lazar. And that he cared for Lazar. Și că lui îi păsa de Lazar. So they expected him to come. Motiv pentru care surorile lui se așteptau ca Isus să vină. Now, what Jesus says in verse 4. Acum ceea ce spune Isus în versetul 4. Is interesting. He says, este foarte interesant. Iisus spune la Ioan 11:4, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. What does he say the sickness is for what? Deci el ce spune care este scopul acestei boli? The glory of God. For the glory of God. Pentru slava lui Dumnezeu. So God was going to be glorified. Așadar Dumnezeu urmea să fie proslăvit. Because of this sickness. Datorită acestei boli. Now so many times we limit this verse to the story of Lazar. Deseori limităm această afirmație la istoria lui Lazar. Now it's true that Jesus said it in the context of Lazarus' sickness. Sigur că Isus a făcut această afirmație în contextul îmbolnăvirii lui Lazar. But doesn't God and his son need to be glorified today as well? Dar oare Dumnezeu și Fiul Său nu trebuie proslăviți și astăzi, la fel ca atunci? Da. Could it be possible that some of the sicknesses in our day? Poate să fie posibil ca unele dintre bolile de astăzi could be used for the glory of God as well? Să fie de asemenea folosite pentru proslăvirea lui Dumnezeu. I mean, Jesus,
Jesus said that this sickness is for the glory of God. Iisus a afirmat că această boală este spre slava lui Dumnezeu. God and his son were going to be glorified as a result of this sickness. Dumnezeu și fiul său vor fi proslăviți ca rezultat al acestei boli. Let's keep reading verse 12 to 15. Să continuăm să citim versetele de la 12 la 15. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el. So here we see another reason. Deci aici descoperim un alt motiv why Jesus was going to raise Lazarus. Pentru care Iisus vroia să îl învie pe Lazar. The first one is for the glory of God. Primul este spre slava lui Dumnezeu. And the second one is to the intent that you may believe. Iar al doilea este pentru ca voi să credeți. I mean, even the disciples who walked and talked with Jesus. Chiar ucenicii care au umblat și au vorbit cu Isus. Needed to see Lazarus being raised. Aveau nevoie să-l vadă pe Lazar fiind înviat. So they may believe. Pentru ca să poată crede. That's what Jesus said. Asta este ceea ce spune Isus. How much more do we need that? Cu cât mai mult noi avem nevoie de o asemenea experiență. How much more do the atheists and agnostics out in the world need that? Cu cât mai mult ateii și agnosticii din această lume au nevoie de această experiență. If back then Jesus used the sickness, dacă atunci în trecut Iisus s-a folosit de boală to glorify God, pentru a-l proslăvi pe Dumnezeu, and lead the people to believe that he is the Messiah, și pentru a-i ajuta pe oameni să creadă că el este Mesia. How much more is it needed today? Cu cât mai mult este nevoie de această experiență astăzi. As Jesus comes closer to the house, pe măsură ce Iisus se apropie de acel loc, Martha receives the news and she runs to Jesus. Marta află lucrul acesta și aleargă către Iisus. And she tells him in verse 22. Și îi spune în versetul 22: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Question. Întrebare. Did Martha know that Jesus can raise her brother then and there? Știa Marta, era Marta conștientă de faptul că Iisus îl poate învia pe fratele ei chiar atunci în acel loc? Da. That's what she said. Asta este ceea ce a spus. I know that whatsoever you ask of God, God will give it to you. Eu știu că orice ai cere lui Dumnezeu, Dumnezeu o să-ți dea. That's what she said. She knew. Asta este ceea ce a spus ea, deci ea știa. But did she believe it? Dar a crezut ea lucrul acesta? Did she believe that Jesus will raise her brother today? A crezut ea că Iisus îl va învia pe fratele ei chiar în acea zi? No. No. Yes. Okay. Just go. She knew that he can. Ea știa că el poate, but she did not believe that he will. Dar ea nu credea că el va face lucrul acesta. I pray that the bus will leave early. I hope that the bus will leave early. M-am rugat sau am sperat ca autobuzul să plece mai devreme de ora 3, but I did not believe that it will leave early. Dar eu nu am crezut că lucrul acesta chiar se va întâmpla. Otherwise I would have been on the bus. Altfel aș fi fost acolo în autobuz așteptând. Let's keep reading verse 23 to 28. Să continuăm să citim versetele de la 23 la 28. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și a zis: A venit învățătorul și te cheamă. Now, I don't know what you make of this conversation. Nu știu ce înțelegeți voi din acest dialog. But if somebody is to walk to me today. If someone is to come to me today. Dar dacă cineva ar veni astăzi la mine and says și mi-ar
I am the resurrection and the life. Și mi-ar spune, eu sunt învierea și viața. I will raise your brother from the dead. Eu îl voi învia pe fratele tău din morți. And if you believe on me, you will never die. Și dacă vei crede în mine, n-o să mori niciodată. I will either think he's crazy. Eu aș crede fie că și-a pierdut mințile. Or I will believe him. Sau aș crede ceea ce spune. On other case, there will be a reaction. Indiferent de ce aș alege, oricum ar exista o reacție din partea mea la cuvintele lui. If I don't believe what he says, I will brush it away. Dacă nu aș crede ceea ce spune, i-aș face vânt. And if I believe what he says, și dacă aș crede ceea ce el spune, I will do something. Aș face de asemenea ceva. Now, Martha was as confused as you and I would have been. Martha a fost la fel de confuză, la fel de confuză cum și eu și dumneavoastră am fi fost în acest caz. She believed that Jesus was the Messiah. Ea credea că Iisus era Mesia. She believed that he is the Son of God. Ea credea că el este Fiul lui Dumnezeu. She believed that he has the power to raise the dead and do miracles. Ea credea că el are puterea de a învia morții și de a face minuni. But she did not understand what that practically meant to her today. Dar ea nu a înțeles ce însemnau în mod practic astăzi pentru ea toate aceste lucruri. She did not believe in his power an ability to do the miracle for her today. Ea nu credea în puterea și capacitatea lui Isus de a face aceste minuni pentru ea la timpul prezent. She agrees with what Jesus says. Ea a fost de acord cu ceea ce a spus Isus. She said, "Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, who should come into the world." Ea a spus, "Da, Doamne, cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume." With her mouth, she confessed it. She said it. Cu gura ei a mărturisit lucrul acesta, l-a afirmat. But her next action tells me what was going in her mind. Dar următoarea sa acțiune, atitudinea sa practică ne descoperă ceea ce era într-adevăr în mintea ei. Versetul 28 ne spune că după ce a rostit aceste cuvinte, she went her way and called Mary, her sister. S-a dus și a chemat-o pe sora ei, Maria. She told her, Jesus is here, he wants to talk to you. Și a spus lui Maria, uite, Iisus e aici și ar vrea să vorbească cu tine. Ce zici? Vrei să vorbești? Now, I want you to think of this for a second. Aș vrea să ne gândim puțin la lucrul acesta. If your loved one is dead, dacă unul dintre cei dragi ai tăi este mort, and Jesus appears to you, iar Iisus vine la tine, and he tells you, I will raise him from the dead. Și îți spune direct, în față, eu o să îl înviez din morți. If you believe that in your heart, dacă tu crezi lucrul acesta în inima ta, what will you do? Ce vei face? Cum vei reacționa? I will tell the good news to the closest ones. Tell the good news to the closest one. And won't you say, thank you, Lord, thank you, come, I'll show you where he is, da, so you can raise him? Dar nu a spune, a, e minunat, haide, vino repede să-ți arăt unde este mormântat, ca să îl învii, să se întâmple lucrul ăsta. I mean, if you believe that he's going to raise him, dacă chiar crezi că Iisus va face lucrul acesta, won't you take him to the grave so he can do what he said? Nu l-ați conduce la mormânt ca să facă ceea ce a zis că vrea să facă. But in the eye of my mind, I can see Martha. Dar în mintea mea o pot vedea pe Martha, saying what she said to Jesus and putting her head down, afirmând ceea ce i-a spus lui Isus, după care plecându-și capul, plecându-și privirea, and going back to find her sister Mary, și plecând de acolo să o găsească pe sora ei Maria, and as if she told Mary, can you go and see what he wants? Și a fost un gest ca și când i-ar fi spus lui Maria, auzi, nu vrei să mergi tu și să vezi ce vrea să zică? I'm really confused. I have no idea what he said. Eu chiar nu mai înțeleg nimic. Nu știu ce vrea să spună. She could not have believed what he said. Nu putea să creadă ceea ce Iisus a afirmat. Now, just in case you think I'm overreading the text. În cazul în care aveți impresia că exagerez în interpretarea mea, have a look at verse 39. Haideți să citim versetul 39. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu că ce este mort de 4 zile. When the robber met the road,
fear the same. When it actually came to the crunch of it, Jesus was going to raise him. Atunci când în sfârșit au ajuns acolo la momentul în care Iisus să facă lucrul acesta, să învieze pe Lazar, she could not hold her frustration anymore. Ea nu s-a mai putut abține, nu și-a mai putut abține frustrarea. She objected. Și atunci a obiectat. Hey, what are you doing? Și i-a spus lui Iisus, ce vrei să faci? Don't you know that he's been dead for 4 days? Nu ești conștient de faptul că omul ăsta e mort de 4 zile? He stinks. Miroase deja. Now these are not the words of somebody who believes that their brother is going to rise now. Ei bine, acestea nu sunt cuvintele unei persoane care chiar crede că fratele ei urma să învieze atunci. Intellectually she believed he is the Messiah. La nivel intelectual ea credea că Iisus din Nazaret este Mesia. Intellectually she believed that he can do all these things. La nivel intelectual el credea că el are capacitatea să facă toate aceste lucruri. But practically she didn't believe. Dar practic ea nu credea. She didn't think that he can do it for her today. Ea nu credea că Iisus poate să facă lucrurile acestea pentru persoana ei la momentul prezent. So Martha represents a group of people. Așadar Martha reprezintă o categorie de oameni who intellectually and theologically they believe. Care din punct de vedere intelectual și teologic ei cred. They can stand up and teach what I'm teaching. Care pot să stea în fața unor oameni și să afirme lucrurile pe care eu le afirm acum. They can open the Bible and quote verses to you and teach you what the scripture means. Ei au pot să deschidă Biblia și să vă aducă dovezi din scriptură pentru faptele, pentru afirmațiile pe care le fac. But they don't understand what it practically means to them today. Dar ei nu înțeleg ce înseamnă toate aceste lucruri la nivel practic pentru ei astăzi. It is one thing to believe and confess Jesus with the mouth. Este un lucru să crezi și să-l mărturisești pe Iisus cu gura. And to give Bible studies and so forth. Și să oferi studii biblice și așa mai departe. But it's something totally different to raise the dead. Dar este cu totul altceva să înviezi un mort. To heal the sick. Să vindeci bolnavii. And to allow Jesus to do these miracles in you. Și să îi îngădui lui Iisus să facă toate aceste minuni prin tine. That was Martha. That was her character. Ei bine, aceasta a fost Martha. Aceasta a fost atitudinea ei. She believed in the future God. Ea credea în acest Dumnezeu la timpul viitor. She believed in the I will be. Ea credea în voi fi cândva. Not in the I am. Nu în eu sunt astăzi. She didn't believe in the present God. Ea nu credea în Dumnezeul prezent. In that Jesus presently now today is able to do all these things. În faptul că Iisus astăzi la timpul prezent poate să facă toate aceste lucruri. She believed in the future that he is going to raise the dead in that day. Și ea credea în viitor că Iisus va învia morții în ziua aceea, precum a spus. To Martha's word, Jesus gave a gentle rebuke in verse 40. La afirmația Martei, Iisus a mustrat-o într-un mod foarte finuț în versetul 40 spunând: nu ți-am spus că dacă vei crede vei vedea slava lui Dumnezeu? Only believe. Crede numai. Believe on me and you will see the glory of God. Crede numai și vei vedea slava lui Dumnezeu. You will see the dead raised, the sick healed. Vei vedea morții învind, bolnavii fiind vindecați. The lame can walk and the gospel is preached. Șchiopul va merge și evanghelia va fi propovăduită. Wasn't this part of the mission of Jesus? Nu a fost oare toate aceste lucruri parte din misiunea lui Iisus? Weren't these meant to be the evidence that he is the Messiah? Nu au fost acestea, toate aceste fapte menite să fie dovezi ale faptului că el era Mesia? I know that some will say that the greatest miracle. Știu că unii vor spune că cea mai mare minune is the conversion of the soul. Este convertirea unui om. This is the greatest evidence. Aceasta este cea mai mare dovadă. Now I agree with you. Sigur că sunt de acord cu asta. There is a great evidence and a great miracle for a soul to be converted. Că este o minune mare ca un suflet să fie convertit.
But when Jesus was asked if he is the Messiah or not, dar în momentul în care Isus a fost întrebat dacă el este sau nu este Mesia, notice what he pointed to. Observați lucrurile către care el a indicat. In Matthew chapter 11 verse 2 to 6. Matei 11 Matei 11, versetele de la 2 la 6. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. When John asked for evidence if he's the Messiah or not. Atunci când Ioan a cerut dovezi ale faptului că Iisus este Mesia sau nu este, what Jesus told these messengers is sit here for a bit. Ceea ce le-a spus Iisus acestor soli, a zis: uite, stați un pic aici jos. Sit and watch what I'm going to do. Stați aici și priviți lucrurile pe care eu le voi face. He healed the sick, raised the dead, cast out devils. A înviat morții, a vindecat bolnavii, a scos demonii. Preach the gospel. A predicat Evanghelia. And then he turned to these people and said, "Go tell John what you saw." Și după ce a făcut lucrurile acestea, s-a întors către acești soli și le-a spus: "Mergeți acum la Ioan și spuneți lucrurile pe care povestiți lucrurile pe care le-ați văzut." You see, the Old Testament prophesied of what the Messiah will do. Vedeți, Vechiul Testament a profețit despre lucrurile pe care le va face Mesia. And all what Jesus was doing. Și tot ceea ce făcea Isus is giving evidence, physical evidence, a fost să ofere dovezi fizice, that these prophecies were being fulfilled in him. Despre faptul că toate aceste profeții se împlineau în persoana lui. And told the messengers, go tell John that you have seen the prophecies being fulfilled. Și le-a spus acestor soli: mergeți și spuneți lui Ioan că toate aceste profeții se împlinesc. Every Jew knew the prophecies. Fiecare evreu era familiarizat cu profețiile. Every Jew knew that when the Messiah comes, he will heal the sick, set the captives free, and so forth. Fiecare evreu știa că atunci când Mesia urma să vină, va învia, va vindeca bolnavii, va elibera robii și așa mai departe. You can find some of these prophecies in Isaiah chapter 29 and 35. Puteți găsi unele dintre aceste profeții în Isaia 29 și 35. And Martha was one of those Jews. Iar Marta era una dintre acești evrei. She knew the prophecies and she believed the prophecies. Și ea cunoștea profețiile și credea profețiile. But the problem is that she believed the prophecies intellectually. Problema este că ea credea aceste profeții la nivel intelectual. As many Christians today. La fel ca mulți creștini de astăzi. We can very quickly and easily flip to Daniel and Revelation. Putem foarte cu ușurință să deschidem repede Biblia la Daniel și la Apocalipsa. And quote the prophecies and interpret the prophecies. Și să cităm profețiile și să interpretăm profețiile. And we split and we argue and we spend months debating. Și pe subiectele acestea ne divizăm, ne despărțim, petrecem nopți întregi în dezbateri și contraziceri. Martha knew all these prophecies. Marta, de asemenea, cunoștea toate aceste profeții. Intellectually she understood them. La nivel intelectual le înțelegea. That's why she believed that he is the Messiah. Acesta a fost motivul pentru care ea credea că Iisus din Nazaret este Mesia. But it was only a theoretical belief. Dar ceea ce ea avea a fost numai o credință teoretică. Martha's God was a future God. Dumnezeul lui Marta era Dumnezeul viitorului sau din viitor. A God who is able to do all things in the future. Un Dumnezeu care era capabil să împlinească toate lucrurile la timpul viitor. I know that he shall rise again in the resurrection. Știu că fratele meu va învia atunci, la înviere. But surely, Lord, not today. Da, cu siguranță, Doamne, nu astăzi. I mean, he stinks. Adică, hai să fim realiști, miroase. Aren't Christians today the same? Oare nu sunt creștinii la fel astăzi? When I used to quote this verse that I began with to Christians. Când
citez acest pasaj cu care am început din Marcu 16, când îl citez creștinilor. A baby Christian, you know, I'll take it to mature Christians. Discut despre el cu creștinii care au experiență. And say Jesus said these signs and wonders shall follow them that believe. Și le spun, uite ce scrie, Iisus a spus că toate aceste semne și minuni se vor împlini în cei care vor crede. The answer will be. Răspunsul este you wait till the latter rain comes. Așteaptă până când o să vină ploaia târzie. When the latter rain comes. Când o să vină ploaia târzie. In that day. În ziua aceea. You will see the dead raised and the sick healed. O să vezi morți învind și bolnavi fiind vindecați și așa mai departe. Or they will point you back to the early rain. Sau o să vă indice înapoi către ploaia timpurie. Look at what the apostles did. Ia uite-te ce au făcut ucenicii, apostolii. They did this and they did that. Ei au făcut asta și au făcut ailaltă. But unfortunately, dar we're born in the wrong time. Dar din nefericire noi ne-am născut în perioada greșită. The Christians God today. Say that again. The Christians God today, the God of the Christian person today. Go. Is the I was or the I will be? Este Dumnezeul creștinilor de astăzi, Dumnezeul din trecut sau Dumnezeul din viitor? We point back to the earlier rain and we point forward to the latter rain. Indicăm înapoi către ploaia timpurie sau în viitor către ploaia târzie. But God's name is the I am. Dar numele lui Dumnezeu este Eu sunt. You know, he told the Israelites somewhere in Jeremiah, I think. Ne aducem aminte că el le-a spus evreilor în Ieremia. He said, I'm paraphrasing it. Este o parafrazare. I don't want you to keep saying that God who took us out from the land of Egypt and who did this to us and who did that to us. Nu vreau să tot continuați să spuneți, știți, Dumnezeu acela care ne-a scos pe noi din Egipt și a făcut asta și a făcut ailaltă. But I want to act miracles with you today. Dar pentru că eu aș vrea să acționez astăzi, să fac minuni în mijlocul vostru astăzi. So you can say that God who freed us and took us out of Babylon and so forth. În așa fel încât să spuneți, Dumnezeu ne eliberează și ne va scoate din Babilon și așa mai departe. And he's saying the same thing to us today. Iar el ne spune același lucru astăzi. I don't want you to just keep saying the God who did this and who did that in the past. Nu vreau să tot continuați să spuneți acel Dumnezeu care a făcut asta și ailaltă cândva în trecut. I want you to have a relationship with me. Vreau să aveți o relație cu mine. When I can be able to do things with you today. În care să pot face lucruri astăzi împreună cu voi. Where you can say that God who did this and who did that with me today and yesterday. În care să puteți să spuneți, Dumnezeu care a făcut cu mine asta și ailaltă astăzi și ieri. But that is yet to happen. Ca lucrul acesta să se întâmple, creștinii se trezească și să intre în această realitate. After Jesus gave the gentle rebuke to Mary. După ce Iisus a mustrat-o într-un mod gentil pe Maria. The stone was rolled. Marta. To Martha. Thank you. The stone was rolled. Piatra a fost înlăturată. And Jesus offered one of the most beautiful prayers I have heard. Iar Iisus a înălțat una dintre cele mai frumoase rugăciuni pe care le-am auzit vreodată. I remember one time I was reading this prayer. Îmi aduc aminte de o ocazie în care citeam rugăciunea aceasta. And it just touched my heart in a way that I cannot explain. Și mi-a atins inima într-un mod pe care nu-l pot exprima. It is one of the most faith-filled prayers. Este una dintre cele mai pline de credință rugăciuni. It brought joy mingled with shame. În inimii mele mi-a provocat bucurie amestecată cu rușine. Read verse 41 and 42. Să citim versetele 41 și 42 de la Ioan 11. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți. Dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. What faith and what assurance Jesus had. Ce soi de credință, ce asigurare avea Iisus?
Jesus lifts up his eyes and he says, "Father, I thank you that you have heard me." Iisus își ridică ochii în sus și spune: "Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat." Lazarus was still dead. Yes, he was still dead. Da, sigur, Lazar era încă mort. There was no thunder. Nu a existat niciun fulger. No voice from heaven. Nici o voce din cer. Nothing happened yet. Nimic nu se întâmplase deocamdată. Jesus hasn't even prayed yet. Iisus încă nici nu se rugase. He didn't say nothing. El nu prostese niciun cuvânt. And the first thing he says is, și totuși primul lucru pe care îl spune, I thank you that you've heard me. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. I mean, this is amazing. E chiar uimitor lucrul acesta. How could Jesus say that? Cum a putut Iisus să spună așa ceva? How could he have so much assurance and faith that his Father has heard him? De unde a putut el să aibă această siguranță, această încredere că Tatăl deja îl ascultase? What enabled him to offer such a faith-filled prayer? Ce l-a făcut și i-a dat această capacitate să poată să înalțe această rugăciune plină de credință? You see, Jesus knew that his Father had anointed him to set the captives free. Vedeți, Iisus era conștient de faptul că Tatăl îl unsese, îl alesese sau îl trimisese ca să elibereze captivii. He knew and he believed that his Father was in him. El știa și credea faptul că Tatăl era în el. And as a result, he had faith that whatsoever he asked of his Father, it would be given to him. Și în consecință, el avea această credință că indiferent ce îi va cere Tatălui, Tatăl îi va oferi. În Ioan capitolul 10 cu versetul 38, el a spus: "Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl." The works that he was referring to in here were the working of miracles. Lucrările la care el se referea în acest verset erau minunile pe care le făcea. But more specifically or contextually speaking. Dar mult mai specific, mai exact în contextul în care el a rostit aceste cuvinte. It was the opening of the eye of the blind man in chapter 9. Aceste cuvinte le-a rostit în contextul vindecării orbului. Experiența raportată în Ioan 9. But the point that I read, the reason I read this verse, dar highlight. Motivul pentru care am citat acest verset este pentru a sublinia that Jesus pointed to these miracles, că Iisus a arătat, a indicat către aceste minuni, and he said this should prove to you that the Father, God himself is in me. Și a spus că lucrurile acestea ar trebui să vă dovedească faptul că Dumnezeu este în mine. Jesus did not doubt the fact that God was in him. Iisus nu s-a îndoit de faptul că Dumnezeu era în el. And it was this confidence, this knowledge, this assurance. Și această încredere, această cunoaie, această cunoaștere, această asigurare, that gave him the faith needed to pray such a prayer. A fost ceea ce i-a oferit credința necesară pentru a înălța o asemenea rugăciune. And then after this prayer he says, "Lazarus, come forth." Și după ce a rostit această rugăciune, el a strigat: "Lazare, vino afară." And then with these words, life comes into the dead body. Și atunci, odată cu aceste cuvinte, viața a revenit într-un trup mort. This is my Jesus. Acesta este Iisus al meu. This is my Lord and your Lord. Acesta este Domnul meu și Domnul tău. He spoke and it was. El a vorbit și s-a împlinit și a fost. He commanded and stood fast. A poruncit și ce a poruncit a stat, s-a împlinit. I mean, I don't know about you, but reading this prayer did something to me. Nu știu cum sunteți voi, dar citind rugăciunea aceasta cu mine s-a întâmplat ceva. I mean, can I pray like he prayed? Aș putea eu oare să mă rog așa cum s-a rugat el? Can I expect like he expected? Aș putea eu să am aceleași așteptări pe care el le-a avut? Can I have faith like the faith he had? Aș putea eu să am acea credință pe care el a avut-o? Am I meant to have the confidence that he had? Trebuie eu să am acea încredere pe care el a avut-o?
I've agonized over this question for many years. Această întrebare m-a tulburat mulți ani de zile. To the point that even at times brought tears to my eyes. Până în punctul în care uneori izbucneam în plâns. I mean, can I pray and expect an answer just like Jesus prayed and expected an answer? Adică pot eu să mă rog și să aștept să primesc un răspuns în același fel în care Iisus s-a rugat și s-a așteptat să primească un răspuns? I mean, Lord, you said that these signs and wonders shall follow them that believe. Doamne, tu ai fost cel care a spus că aceste semne și minuni îi vor însoți pe cei ce vor crede. Where are the signs? Unde sunt aceste semne? Where are these wonders? Unde sunt aceste minuni? I believe that we should have the same faith, the same assurance and the same confidence that Jesus had. Cred că ar trebui să avem aceeași credință, aceeași asigurare pe care Iisus a avut-o. We should be able to ask like he asked and expect an answer like he expected. Ar trebui să putem să ne rugăm așa cum el s-a rugat și să așteptăm răspunsul la fel cum el a așteptat răspunsul. After all, he was our example, wasn't he? Până la urmă, Iisus este exemplul nostru, nu? Now, the reason we should have such faith and such confidence. Motivul pentru care ar trebui să avem această credință și această asigurare, încredere, is that because the same thing that gave Jesus confidence, este că motivul care i-a oferit lui Iisus, i-a dat lui Iisus această încredere, is given to us today. Același motiv ne este oferit și nouă astăzi. Jesus is the Messiah. Iisus este Mesia. He is divine. El este divin. I am not the Messiah and I'm not divine. Eu nu sunt Mesia, eu nu sunt divin. But I'm saying that I am, as a Christian, to have the same confidence and assurance that he had. Dar totuși ceea ce am afirmat a fost faptul că eu, ca și creștin, ar trebui să am aceeași credință, aceeași încredere pe care Iisus a avut-o. And the fact is, iar realitatea este, the reality what we're seeing in our world today, că ceea ce vedem în lumea de astăzi, does not match with what I'm saying. Nu se potrivește cu lucrurile pe care eu le afirm. It does not even match with what Jesus said will happen to those who believe. Nu se potrivește nici măcar cu lucrurile pe care despre care Iisus a spus că se vor întâmpla cu cei care vor crede. Why is that? De ce se întâmplă așa? Come with me to John 14. Să mergem la Ioan capitolul 14. I believe that Jesus in there says something that should put us on the right track. Iisus spune aici ceva, un lucru care ar trebui să ne lumineze. To find where the problem is. Să descoperim, să ne ajute să descoperim care este problema. By the way, John 14 was about 10 weeks later after the raising of Lazarus. Apropo, evenimentele relatate în Ioan 14 s-au întâmplat cam la 3 săptămâni distanță după învierea lui Lazar. If you can read verse 10 and 11. Citim versetele 10 și 11. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Again, here Jesus pointing to the works of miracles as evidence. Din nou îl descoperim pe Iisus indicând către minuni ca fiind dovezi. As proof that the Father was in him. Că Tatăl este în el. But it's the next verse that I want us to look at. Dar următorul verset 12 este cel pe care aș dori să-l analizăm. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Greater works? Lucrări mai mari? Are you for real? Adică chiar așa este? I mean, he said these signs and wonders shall follow them that believe. El a spus că aceste semne și minuni o să însoțească pe cei ce vor crede. He said that the works that I do, you shall do. El a spus că lucrările pe care eu le fac, voi le veți face. Not only that, but greater works than these. Dar nu numai atât, ci lucrări mai mari decât acestea. And for what reason? Și care este motivul? The answer is in the text. Răspunsul este chiar în acest verset. The reason is, motivul este, because I go to the Father. Pentru că eu mă duc la Tatăl. Interesting. Interesant. Let's keep reading verse 13 and 14. Să continuăm să citim versetele 13 și 14. Și orice veți cere în numele meu, voi face,
Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. You will do greater works because I go unto the Father. Veți face lucrări mai mari pentru că eu mă duc la Tatăl. And the reason you will do these works. Și motivul pentru care veți face aceste lucrări. Is that the Father may be glorified in the Son. Este ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. The reason Jesus raised Lazarus. Motivul pentru care Iisus l-a înviat pe Lazar. Is so God can get glory. A fost ca Dumnezeu să fie proslăvit. And the reason He said we're going to do greater works. Și motivul pe care El l-a spus că veți face lucrări mai mari. Is that God can get glory. Este ca Dumnezeu să fie proslăvit. That's what He said. Asta este ceea ce a spus. You see, when Jesus was on the earth, He was the light of the world. Vedeți, atunci când Iisus a fost pe pământ, El a fost lumina lumii. But after His resurrection and ascension. Dar după învierea și înălțarea Lui, He said that you are the light of the world. El a spus că voi acum sunteți lumina lumii. The world is to come to know God through you and me. Dumnezeu, oamenii trebuie să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu prin tine și prin mine. Now what does the going of Jesus to the Father has to do with me doing greater works than what Jesus? Acum ce are de a face înălțarea lui Iisus la Tatăl cu faptul că eu trebuie să fac lucrări mai mari decât a făcut El? You see, the reason is. Vedeți, motivul este. After his resurrection and ascension. Că după învierea și înălțarea sa, Jesus came back. Iisus a revenit to live in us. Pentru a locui în noi. In Galatians chapter 4 verse 6. În Galateni 4 versetul 6. Paul says. Pavel spune: și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. You see the faith, the confidence and the assurance that Jesus had. Vedeți, credința, încrederea și asigurarea pe care Iisus a avut-o was based on his belief, his knowledge. S-a bazat pe credința lui, pe cunoașterea, pe cunoașterea faptului că that the Father was in him. Tatăl locuia în el. And the confidence, the assurance and the faith that we should have. Iar credința, asigurarea și încrederea pe care noi ar trebui să o avem should be based on the fact and the knowledge. Ar trebui să fie fondată pe faptul, pe realitatea faptului că that Jesus himself is dwelling in us. Iisus însuși locuiește în noi. As Jesus said that it's not I who's doing the work, it's the Father who's in me. Așa cum Iisus a spus că nu sunt eu cel care face aceste lucrări, ci Tatăl le face pentru că locuiește în mine. So must we be able to say? În același fel noi trebuie să fim capabili să afirmăm that it's not I who's doing the work, but Jesus who's dwelling in me. Că nu eu sunt cel care face aceste lucrări, ci Iisus care locuiește în mine. În Scriptură scrie Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Do we believe that? Credem lucrul acesta? When we read the Bible, do we actually believe? Atunci când citim Scriptura, credem noi de fapt ce scrie acolo? Da. Look, there's no use coming to church and professing Christianity if you're not going to believe the Bible. N-are absolut niciun sens să mergi la biserică și să spui, să te declari creștin dacă tu nu crezi ce scrie în Biblie. The Bible says that Christ liveth in me. Biblia spune că Hristos locuiește în mine. Do we believe that? Credem noi lucrul acesta? Da. Ar trebui. We should. We should. Ar trebui. At least one person said yes. Cel puțin o persoană spune că da. Okay. Whose life are we living? Acum, a cui viață o trăim? Jesus. Whose faith do we have? A cui credință o avem? Jesus. And who is doing the works? Și cine face faptele, lucrările? The Holy Spirit. Jesus. Personally. So can I have the faith that Jesus had? Așadar, pot eu să am credința pe care a avut-o Iisus? Da. That's what the Bible says. Asta este ce spune Biblia. So why will we be able to do greater works than the ones He did? Așadar, de ce suntem noi capabili să facem lucrări mai mari decât a făcut El? Is it because I'm going to have some inherent power in me and I'm going to be this great man? Pentru că eu o să am această putere extraordinară și eu o să fiu omul ăsta supranatural?
Or is it because the same person who did the works 2000 years ago? Sau datorită faptului că aceeași persoană care a făcut acele fapte în urmă cu 2000 de ani is living in me and still doing the work today? Locuiește în mine și face aceeași lucrare astăzi. But have you ever faced had to work to deal with a demon possessed person? Ați avut vreodată de a face cu o persoană demonizată? Da. Okay, few I have. Okay. Câțiva dintre noi. When you speak the word, când rostești cuvântul, and command the demon to get up, și poruncești demonului să plece, who's speaking? Cine vorbește atunci? Whose authority is it? A cui autoritate se manifestă acolo? It's not me. Nu sunt eu. I'm just the instrument in his hand. Eu sunt numai gura de care se folosește el, instrumentul în mâna lui. That is why as Christians, acesta este motivul pentru care noi ca și creștini, we should be able to do the works that he did and greater works. Ar trebui să fim capabili să facem lucrările pe care Iisus le-a făcut și încă lucrări mai mari. Because he has come to live his life in us. Pentru că el a venit să -și trăiască viața în noi. When our faith gets hold of this reality, atunci când credința noastră prinde această realitate, I believe that Christianity will be manifested as what it should be. Creștinismul se va manifesta așa cum el ar trebui să se manifeste. Think about it. Să ne gândim la lucrul acesta. Does Jesus change? Se schimbă oare Iisus? Isn't he the same yesterday, today, and forever? Nu este el același ieri, azi și în veci? Yeah. When King Asa decided to rely on the king of Syria, King Asa. Când regele Asa a decis să se bazeze pe regele Asiriei, instead of on the Lord, în loc de a se baza pe Domnul, the prophet told him in 2 Chronicles 16:9. Profetul i-a spus în 2 Cronici 17 cu 16 and verse 9. 2 Cronici 16 cu 9, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a lui. God is watching. Dumnezeu se uită. He is looking on planet Earth to see where he can show himself strong. În traducerea limba engleză spune că ochii Domnului se uită peste tot pe întreg pământul pentru a se arăta pe sine puternic pentru cei a căror inimă este loială lui. E cu totul altceva. Okay. All right. So why aren't these things happening today? Așadar, de ce nu se împlinesc aceste lucruri astăzi? Pentru că e slabă credința, nu mai este dragoste. Because faith is weak. Because faith is weak. Pentru că credința este slabă. It's not that we are wrong born at the wrong time. Nu, motivul nu este că noi ne-am născut în timpul nepotrivit. The same God who worked through the apostles. Același Dumnezeu care a lucrat prin apostoli. And who would work in the latter rain. Și care va lucra în perioada ploii târzii. Is living in us today. Locuiește în noi astăzi. Is still alive today. Este astăzi viu. And he's wanting to do the same work. Și dorește să facă aceleași lucrări. It is because our faith has not grasped hold of the reality. Motivul este credința noastră încă nu s-a prins de această realitate. Of who truly is living in us. A identității celui care locuiește cu adevărat în noi. But this will not go forever. Dar această stare de lucruri nu va continua la nesfârșit. Time will come when God's people will realize who they are. Va veni timpul când copiii lui Dumnezeu își vor înțelege propria identitate. They will realize their privileges and their identity. Își vor înțelege
privilegiile și identitatea pe care o au în Hristos. They will pray and expect an answer just like Jesus prayed and expected an answer. Se vor ruga și se vor aștepta să primească un răspuns, la fel cum Isus a rugat și s-a așteptat să primească un răspuns. Because they will realize that it is Jesus Christ himself who is doing the works in them. Pentru că vor realiza faptul că Isus Hristos însuși este cel care face aceste lucrări în ei. So the story of raising Lazarus presents us with three types of people. Așadar, această istorie a învierii lui Lazar ne prezintă trei categorii de persoane. One is the Pharisees. Unu, farisei. They did not believe that Jesus is the Messiah. Ei nu au crezut că Isus este Mesia. And did not believe that he can do anything. Și iar ei nu credeau că Isus este în stare să facă ceva. The second group is represented by Martha. A doua categorie de persoane este reprezentată prin Marta. They believe that he is the Messiah, he is the Son of God. Ei cred că Isus este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu. She believed that he can do the works, he can raise the dead, he can do everything. Ea a crezut că Isus poate să facă aceste lucrări, poate să fie morți și așa mai departe. But she only believed it intellectually. Dar ea nu a crezut lucrul acesta decât la nivel intelectual. She did not believe that it can happen to her and through her today. Ea nu credea că lucrurile acestea se pot întâmpla cu ea și prin ea la timpul prezent. And the third group is represented by Jesus. Iar a treia categorie de oameni este reprezentată de Isus. Those who believe that he is the Messiah, he is the Son of God. Cei care cred că el este Mesia, el este Fiul lui Dumnezeu. Who believe that God was dwelling in him. Care cred că Dumnezeu locuia în el. And he believed that he can do the work today. Și ca Isus credea că el poate să facă acea lucrare la timpul prezent. Which one are you? Cu care dintre cele trei categorii vă identificați? Whose faith do you have? A cui credință o împărtășiți? The faith of the Pharisees? Credința fariseilor? The faith of Martha? Credința lui Marta? Or the faith of Jesus? Sau credința lui Isus? Jesus. I'm not saying, just to clarify something. Mulțumesc, vreau însă să mai clarific ceva. I'm not saying that if these miracles are not happening through you. Nu vreau să spun nici de cum că dacă aceste minuni nu se împlinesc prin voi, then you are not converted and you don't know God. Asta înseamnă că nu sunteți convertiți, că nu cunoașteți pe Dumnezeu și așa mai departe. That's not what I'm saying. Nici de cum nu vreau să afirm așa ceva. What I'm saying is that God is calling us to a higher ground. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu ne cheamă la un nivel mai înalt. God is looking through up the earth trying to find an opportunity to show himself strong on behalf of his people. Dumnezeu se uită pe toată suprafața pământului să caute persoane prin care să se dovedească că este puternic pentru copiii lui. And we have to get along with his program. Iar noi trebuie să mergem la pas cu dorința lui. Like as Christians we know a lot about the 144,000. Ca și creștini, probabil că cunoaștem multe detalii despre cei 144,000. You've heard of the 144,000. Ați auzit de acești 144,000 în cartea Apocalipsei? What does it say about them? Ce spune Scriptura despre ei? Revelation 14 verse 12. Apocalipsa 14 cu 12. What does it say? 14 verse 12. 14 cu 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Whose faith do they have? A cui credință o au aceștia? Jesus. It doesn't say they have faith in Jesus. Pasajul nu spune că ei au credință în Isus. A lui Isus. There is a difference between faith in Jesus and the faith of Jesus. Există o diferență între credința în Isus și credința lui Isus. The reason they have the faith of Jesus. Motivul pentru care ei au credința lui Isus is because Jesus is living in them. Este faptul că Isus locuiește în ei. So time will come when God's people will wake up to this reality. Așadar, timpul va veni când copiii lui Dumnezeu se vor trezi la această realitate. And they will realize who they are. Și își vor înțelege propria identitate. They will realize that Jesus Christ himself is living in them. Vor realiza faptul că Isus Hristos locuiește în ei. God wants to tabernacle in you. Dumnezeu dorește să locuiască în voi. And I believe that once we come to this reality. Și cred că odată ce vom înțelege, cuprinde această realitate, then we will see these signs and wonders.
that Jesus spoke about. Atunci vom începe să vedem acele semne și minuni despre care Iisus a vorbit. It's not because Jesus changed his mind that these things are not happening. Nu pentru că Iisus ar fi răzgândit, nu se împlinesc aceste lucruri. It's because we are not living up to the faith that we should have. Ci pentru că noi nu trăim credința pe care ar fi trebuit să o avem. I will stop here. Mă voi opri aici. I just pray that what you heard this morning will give you something to think about. Rugăciunea mea este ca ceea ce am studiat în această dimineață să vă fie oferit ceva la care să vă gândiți. That will not put you down and start thinking that because these things are not happening to me that I'm not a Christian. În niciun caz să nu vă deprime și să gândiți pentru că lucrurile astea nu se întâmplă în experiența mea înseamnă că eu nu sunt creștin. But it will make you look higher. Și să vă determine să priviți în sus. To live up to the reality of who you are. Și să ne determine să trăim în realitatea identității noastre. In Christ Jesus. În Hristos Iisus. Amen. Amin. Let us close with prayer. Să ne rugăm.